A fost odată ca niciodată că dacă nu ar mai fi, mai bine ar fi fost. Un individ, fost milițian, a ajuns primar al municipiului Drobeta, Turnu Severin. Acesta după obiceiul pământului de la acea vreme, care încă se mai păstrează și în zilele noastre, a schimbat partidele ca pe ciorapi, a negociat și a jucat diverse roluri, de la primul constructor și proiectant până la primul agricultor și peisagist al orașului. Vremea trecută au venit rapoartele Camerei de Conturi, Mehedinți, a trecut și DNA-ul și Dicotul și spraficul nostru nu a mai candidat. În ceas de sărbătoare, totuși, acesta se gândește la urma pe care a îndatorat-o prin bănci de a ajuns să fie pe ultimele locuri din punct de vedere economic, ca și oraș și reședință de județ. Constantin Gherghe a apărut brusc în tocmai cum dispăruse în biroul primarului Screciu. Cum pe vremea lui, se scria că stă mai mult pe la Viena decât prin urbe. Limba română deja joacă feste. Este adevărat că cetatea medievală și palatul este o reușită, spunem așa. Cât privește cultura, ca cultura nu e niciuna, în special când vorbim despre fostul milițian Gherghe. Un popor dacă nu este sănătos, nu este bine educat și dacă nu are și un pic de grad de cultură, nu trebuie să te aștepți la prea multe de la el. Așa că, lângă sănătate și învățământ, cultura are rolul ei în formarea oamenilor într-o societate. Pleacă de ce nu te mai văd! Și dacă nu are și un pic de grad de cultură, nu trebuie să te aștepți la prea multe de la el. Pleacă de ce nu te mai văd!